Obțin rezultate remarcabile chiar dacă se antrenează în parcuri. Vorbim despre mai mulți sportivi care practică street workout, un set de exerciții fizice care pot fi practicate și în afara sălilor de sport. Tinerii și-au etalat astăzi maestria în parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica în cadrul unei competiții. Iar mușchii lor, bine conturați, au atras privirile și admirația trecătorilor. La întrecere au participat atât sportivi profesioniști cât și amatori. Am ridicat 48. De câte ori? De 9 ori. Nu e tare ușor, dar dacă duriești, înspre asta să mergem. Și mai ușor în viață. Mă ocup de la 16 ani început. Acest gen de sport este, nu este unul dintre cele mai ușoare, cât necesită o mare motivație. Biceps, mai mult. Pentru aceasta fac tracțiune la bară. Cel mai tânăr dintre participanți are doar 13 ani. Înainte nu știam de acest gen de sport. Mi-a plăcut și am început și eu să mă antrenez. Am căzut mai de două ori. Trecătorii au rămas impresionați de capacitățile fizice ale tinerilor. Aș vrea să am așa tot așa mușcă ca la ei. Pe parcursul multor ani, cred că voi avea un viitor. Foarte bine! Mă bucur pentru băiatul ăsta că e tânăr și spun asta, eu sunt mama cu fiica, zic, faci mult sacrificiu ca să ajungă la așa rezultat. Acest sport este organizat cu scopul de a promova modul sănătos de viață în rândul tinerilor, deoarece putem să spunem că este unul dintre cele mai populare sporturi de stradă, unde te ocupi cu greutatea ta, da, îți modelezi corpul prin greutatea ta, nu trebuie o sală de forță. La finalul competiției, participanții au primit câte o diplomă, iar cei mai buni dintre ei au fost premiați și cu medalii.